Pe parcursul anului trecut, numărul intervențiilor la care au participat pompierii hunedoreni a fost de peste 25.000, mai mare cu aproximativ 33% față de anul 2020, ceea ce înseamnă 69 de misiuni pe zi sau aproape 3 pe oră. Numărul acțiunilor la care au participat colegii mei în anul 2021 este cu peste 32%, mai mare decât cel înregistrat în anul 2020. Practic, în anul 2021, structurile de intervenție au acționat la 69 de acțiuni pe zi. Cele mai multe misiuni ale pompierilor hunedoreni au fost cele legate de acordarea primului ajutor, fiind vorba despre o medie de 42 pe zi, acestea fiind urmate de intervențiile la incendii. Chiar dacă față de 2020 s-a constatat o scădere semnificativă a numărului de incendii, anul trecut pompierii hunedoreni au intervenit în medie de 2 ori pe zi pentru stingerea focurilor declanșate din varii motive. Dacă luăm în discuție toate intervențiile la care noi am participat, dincolo de acțiunile pentru acordarea primului ajutor, acțiunile de stingere a incendiilor sunt următoarele ca și număr. Deși am observat o scădere față de anul 2020 cu aproximativ 18% a acestor intervenții de stingere a incendiilor, totuși ele rămân la un nivel ridicat și dacă ne uităm iarăși pe statistici, vedem că constant cauzele principale de producere a acestor incendii sunt în primul rând instalațiile electrice defecte sau cu improvizații, burlanele necurățate sau neizolate corespunzător și de asemenea focul deschis. Totodată, pe parcursul anului 2021, în contextul pandemiei de COVID-19, cadrele ISU Hunedoara au executat peste 5.000 de misiuni și, din păcate, s-au confruntat și cu aproape 300 de alarme false.